Госпожа Санду, выборы прошли. Хочу вас поздравить с очень хорошим, достойным результатом. Но сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы не было этого раскола в обществе дальше. Я буду президентом всех молдаван и тех, которые голосовали за вас. Я буду прислушиваться к мнениям тех, которые голосовали против меня. Потому что с сегодняшнего дня я президент всей страны. Din păcate, aceste alegeri au fost organizate prost. Amintesc că noi am solicitat anterior autorităților să suplimenteze numărul de buletine și mai ales să deschidă noi secții de vot în regiunile unde sunt stabiliți mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, în Franța, în Italia, în România. Solicitările noastre au fost ignorate. Sute de oameni nu au putut să voteze. Sute de cetățeni care au parcurs un drum lung, care au stat în frig și în ploaie, nu au putut să voteze. Această situație este inacceptabilă.